numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, în data de 24 septembrie a fiecărui an, Biserica noastră cinstește pe Sfântul Cuvios Ioan Antonin. Ca o mențiune importantă, zic eu, Sfântul Siloan Antonitul este și ocrotitorul protocopiatului nostru, deci un Sfânt ocrotitor al tuturor al celor 48 de parochii arondate protocopiatului Ghiernă. Și este un Sfânt important, aș zice eu, nu știu dacă există Sfinți de importanță, dar mai ales pentru lumea noastră, o lume care se pretinde a fi pragmatică și cu picioarele pe pământ, iată un Sfânt mai aproape de noi, de vremurile noastre, pentru că El a murit în anul 1938. Majoritatea Sfinților pe care îi cinstim sunt mai vechi, din primele secole ale creștinismului. Iată, El este destul de apropiat de noastră. Dar este important nu pentru că este aproape de noi, ci este important prin ceea ce a făcut El pentru lumea aceasta. Întâi de toate, câteva date biografice. S-a născut în anul 1866 în Rusia, din părinți credincioși, dintr-o familie numeroasă. 5 băieți și 2 fete. De mic copil a fost pătruns de dragostea pentru Dumnezeu și de unde această dragoste, întâi de toate, primită de la tatăl său. Tatăl său era un om evlavios, un om foarte credincios și el m-a mărturisit că prima pildă a vieții lui de viață sfântă, de viață în slujirea lui Dumnezeu a fost pilda tatălui său. Ca o mică paranteză, ca să vedeți cât poate face credința unui părinte sau și mai mult a amândurora. Sigur, își pune un plan, așa cum în general copiii sunt tentați să-și facă niște planuri mărețe pentru perioada în care vor fi mari. Cred că fiecare parte și-a trasat niște direcții când a fost mic, dorindu-și un anume lucru. Nu întotdeauna să împlinesc cele pe care mi le dorim în copilărie, dar năzuința lui era aceea de a căuta pe Dumnezeu în lumea întreagă. Avea să înțeleagă mai târziu că Dumnezeu, sau pe Dumnezeu, nu trebuie să-L cauți umblând pe întreg pământul, pentru că Dumnezeu este pretutinde și poate să fie aproape de cel care îl caută cu sufletul, cu lăuntru și mai puțin cu alte năzuințe. Este, dacă vreți, la curent cu nevoințele părinților din mănăstiri, își stabilește câteva modele, am zis, primul fiind chiar tatăl său, al doilea fiind un sfânt renumit și el în Rusia, Sfântul Ioan din Kronstadt, și, bineînțeles, Sfântul Ioan Zăvorâtul. Și are în suflet un dor. Un dor de viață călugărească. Ceea ce îi va proiecta o direcție. Direcția spre Muntele Atos, spre patria, dacă vrem, a călugării. E bine, în planurile sale, fiorul acesta spre viața normală este întâi de toate obstrucționat de tatăl său, culmea de cel care îi oferise acest impor la un moment dat, dar știți cum sunt părinții, poate și din dragoste de copii și din dorința de a avea aproape, i-a zis, uite, poți să-ți împlinești gândul, dar nu înainte de a face armată. Considera pe semn de tatăl său că este important
de a se pregăti cumva pentru viață. E bine, punându-i se un astfel de obstacol, în calea unui fior, fiorul acesta încet, încet a scăzut. A scăzut pentru că tânăr fiind, naiv într-o oarecare măsură, a început să trăiască și el ca ceilalți tineri și să trăiască în anumite păcate. Era foarte vigoros, era foarte puternic și într-o încăierare era aproape să moare pe cel cu care s-a bătut. Sigur, viața lui a ajuns într-un punct în care săvârșise destul de multe păcate și lui era rușine de el însuși. Își mai amintea prezente momentele care simțea dorul de călugărie și putea să observe cât de mult s-a îndepărtat de această direcție. Așa se face că Maica Domnului îi vine în ajutor într-o noapte și îl mângâie. Îl mângâie, îl încurajează, iar clipa aceasta va fi temelia unei noi vieți. Face armata ca să împlinească porunca tatălui și la scurtă vreme după terminarea stagiului militar se duce la Muntele Atos, la mănăstirea rusească de acolo, închinată Sfântului Ucenic Pantelimon, mănăstirea Rusicon. E bine, are parte de foarte multe experiențe. Și când zic experiențe, mă refer la aceste teofanii, adică arătări ale lui Dumnezeu, în diferite forme. Arătări ale Maicii Domnului. Ni se spune că a căutat să simtă iarăși fiorul acela din copilărie care le îndemna spre viața monahală, pentru că amintirea acelui fior era foarte intensă și prezența lui Dumnezeu era foarte puternic simțită de el în copilărie și a tot căutat să redescopere acest fior. Și bineînțeles, a făcut ceea ce făceau majoritatea călugării. Rugăciune multă, priveghere, slujbele bisericii, muncă. Și la capătul tuturor acestor nevoințe, când în cadrul unei slujbe era în fața icoanei Maicii Domnului, Maica Domnului n-a învățat cum să facă rugăciunea inimii. Știți dumneavoastră care este rugăciunea inimii? Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește pe mine păcătosul sau păcătoasă. Rugăciunea inimii este exercițiu, dacă vreți, cel mai scurt și cel mai puternic duhovnicesc pe care orice creștin, sigur că cu pregătire folosesc călugării această rugăciune, dar să știți, n-ar fi greșit, ba din potrivă, chiar recomandat pentru orice creștin, care nu întotdeauna se poate ruga, punându-se în genunchi, aprinzându-și camera, să folosim această rugăciune în toate împrejurările vieții noastre. Maica Domnului, pe Sfântul Siloan, nu l-a învățat această rugăciune pentru că el o știa, ci rugăciunea aceasta poartă numele de rugăciunea inimii. Adică, noi când citim niște rugăciuni, întâi ne folosim de minte. Mintea este cea care face legături. Ce zice Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu? Deci începem să facem niște raționamente, citim niște rugăciuni și atunci când mărturisim faptul că ne-a furat cel tău mintea în rugăciune, tot la minte ne referim. Dar rugăciunea inimii a fost teoretizată și trăită de Sfântul Grigorie Palama prin secolul al XIII-lea. Și el zicea că rugăciunea va fi cu adevărat rugăciunea atunci când coboară inima. Ori Maica Domnului pe Sfântul Siloan a învățat cum să spun această rugăciune, când nu numai mintea să lucreze, ci și inima omului. Pentru că, știți, din inimă pleacă toate trăirile și toate stările sufletești ale omului. Când rugăciunea pătrunde inima, atunci este o rugăciune într-adevăr curată. Sigur că momentul acesta nu a durat foarte mult. A fost puternic, a fost intens. El l-a povestit
ani în care a înfruntat foarte multe lupte demonice, pentru că se știe, diavolul își dorește ca omul să ajungă la rugăciunea curată și face orice ca să-l abată de la ea. Deci 15 ani de luptă monahală, monahicească, cu cel rău, cu atacurile lui, ca el să mai simtă prezența Mântuitorului Hristos. Și mărturisește el, pentru că are o carte, între iadul deznădejdii și raiul smereniei, o carte care arată toate aceste experiențe pe care le-a purtat. Când era, am putea zice, pe fundul prăpastiei, aproape de deznădejde total, atunci Mântuitorul Hristos i s-a arătat și l-a învățat un lucru esențial, că omul trebuie să scape de mândrie. Și el a întrebat, dar cum să scap de mândrie? Și de aici, un celebru dicton, apoftegmă, ține-ți mintea în ea și nu te stănăști. Adică cum ai putea să nu te mândrești? Mai ales atunci când tu ai niște descoperiri din partea lui Dumnezeu. Și el, Mântuitorul, îi răspunde, ține-ți mintea în iad, adică fii cu gândul la ce poți păți, dar nici să nu deznădăjduiești. Omul când se gândește la cele rele, îl prinde fiorul acesta, îl deznădejde. Ori el trebuia să țină mintea în iad și să nu deznădăjduiască. Și cum a înțeles el să facă lucrul acesta? A înțeles odată că orice păcat vine din mândrie. Și păcatul primilor oameni, tot din mândria, nu din foame, că aveau de toate, nu? Era mândria și primul care din acel om, ei ar putea să fie ca și Dumnezeu. Cum a scăpat Sfântul Simeon de mândrie? Rugându-se pentru toți oameni. Și are pagini întregi în cartea lucrarea lui, care arată cum s-a rugat și cum se ruga pentru toți oamenii, că inclusiv pentru cei care îl necășeau, care probabil din invidia, alți părinți din mănăstire, se îndreptau împotriva lui. El se ruga pentru toți din această dragoste creștinească și din această smerenie. Smerenia omului care nu se consideră vrednic de Dumnezeu, de împărăția Lui și este conștient că nu se poate mântui de unul singur. Nu. În drumul acesta al mântuirii nu este ca într-o competiție sportivă. Într-o competiție sportivă tu lupți cu alți participanți și trebuie să îi elimini pe ei ca să fii tu. Drumul spre împărăția Lui Dumnezeu are o altă dinamică. Adică te poți mântui tu, ajutându-i pe alții să se mântuiască. Rețineți pământul acesta. Ar fi multe de spus de Sfântul Siloan. Personalitatea lui este una complexă și plină de profunzime. Dar aș trage doar aceste concluzii. Pentru el, harul Duhului Sfânt era cel mai important. Dobândirea harului Duhului Sfânt era cel mai important lucru. Și pentru noi, este că ce așa trebuie să fie. Și ca să-l dobândim, trebuie să fim oamenii bisericii. Să participăm la slujbe, așa cum participa și el. Să ne rugăm și dimineața și seara în casele noastre. Să priveghem, să medităm la lucrurile înalte.